și vin de lucrare rară, ce e reci nu aici, de unde știi? Ce este acolo pe care... Am ajuns la lansarea a două cărți, o istorie evreilor a lui Paul Johnson și o carte despre care o să vă vorbesc cu mare drag, ce înseamnă a fi evreu după Holocaust, a lui Imre Todd. Întrucât eu mă voi axa mai ales pe cartea lui Imre Todd, am să-l invit pe domnul Andrei Olșteanu să înceapă dânsul, pentru că dânsul va vorbi despre ambele cărți deopotrivă. Tumba Conspis va centra apoi mai ales pe Johnson, iar eu mai ales pe Imre Todd. Așa încât Andrei Olșteanu. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Despre cartea lui Imre Todd am să vă spun câteva cuvinte și apoi despre cea a lui Paul Johnson. Paul Johnson. Mie mi se pare că titlul cărții sale A fi evreu după Holocaust parafrazează în mod subtil o interogație a filozofului Theodor Adorno: se mai poate scrie poezie după Holocaust, după Auschwitz? La această întrebare a răspuns Paul Celan, care a scris poezie după Auschwitz, dar în chinuri, pentru că o scria în germană și el însuși spunea: scriu în limba asasinilor mei. Apoi s-a sinucis aruncându-se în Sena de pe podul Mirabeau în 1970. Imre Todd, cum și începe cartea, nu se trezește într-o bună dimineață ca personajul celebru al lui Kafka, Gregor Samsa, în formă de gândac pe spate, ci în formă de vierme. Pentru că asta a simțit el, că a fost redus la starea de sub-om, într-o fază zoologică, untermenschen, de societatea europeană anterioară Holocaustului. Problema este, va reuși să-și recâștige demnitatea umană după Holocaust? Asta este tema majoră, morală și filozofică a cărții lui. Ca și Imre Todd, evreii din Europa au trăit după 1945 într-o stare de suferință pe care medicii ar numi-o sindromul post-traumatic. Este o stare psihotică, o stare care s-a manifestat diferit de la om la om, dar la toți în forme psihotice. Fie depresii, amnezii, tăceri inexplicabile, gânduri suicidare. Nu atât, sau și pentru că au fost pentru faptele prin care au trecut, dar și pentru umilința de a fi aduși într-o stare animalică de a omorâ sau a se bate pentru o bucată de pâine sau pentru încă o zi de viață. Așa se explică modurile diferite de a te raporta la această oroare, de la dramatismul lui Elie Wiesel până la autocriticismul Hannah Arendt în Eichmann la Ierusalim, până la depresia suicidară a lui Paul Celan, la nepăsarea lui Ilarie Voronca, poetul român-evreu, care s-a sinucis în 1945, chiar imediat după Holocaust,
dar nu din cauza Holocaustului, ci dintr-o dragoste neîmpărtășită. Până la indiferența cinică a lui Imre Kerteș, cel cu premiul Nobel pentru literatură în urmă cu 10-15 ani, și care scria: eu la Auschwitz m-am plictisit. Până la, iată, această carte subțire, la urma urmei, care are cumva vibrațiile jurnalului lui Sebastian din perspectivă morală, dar prospețimea eseurilor lui Amos Oz. Imre tot trece în revistă toată tipologia evreilor din epocă. Evreul liberal, evreul comunist, el însuși, evreul sionist, care visa să plece în Palestina, evreul asimilaționist. Și are pagini excepționale despre asimilaționismul evreilor, spunând că el nu a fost posibil tocmai datorită minoritatea evreiască nu a fost asimilată, tocmai datorită ostilității cu care a fost înconjurată de majoritatea europeană. Mai degrabă s-au integrat evreii decât s-au asimilat. Și integrarea au făcut-o în urma unui precept al lui Moses Mendelssohn în epoca iluministă, sfârșitul secolului XVIII, care le spunea: fiți nemți pe stradă și evrei acasă. De fapt, Sfântul Apostol Pavel, într-una din scrisorile sale către Corinthieni, spune: eu sunt iudeu cu idei și elen cu eleni. Citit cu atenție, reiese o idee paradoxală, curajoasă, a lui Imre Toth. Nu evreul produce antisemitismul, ci antisemitismul îl produce pe evreu. Spunând cu alte cuvinte că enorma presiune exercitată prin discriminări, expulzări, pogromuri, etc., enorma presiune care s-a menținut constantă timp de 2000 de ani asupra evreului l-a făcut să-și găsească forme, strategii de supraviețuire. Una dintre ele fiind educația, supraproducția intelectuală, cum o numește Imre Toth, cu care răspunde ostilității cu care este înconjurat. Imre Toth descrie, el este un istoric al științelor, un matematician, un filozof din Oradea și a cunoscut toate evenimentele, capitolul transilvanean al Holocaustului din nordul Transilvaniei, cel aflat sub administrație maghiară și unde s-a produs un fenomen chiar și pentru Holocaust, care a fost o oroare, s-a produs o oroare a ororii. Pentru că la sfârșitul războiului, când rușii erau undeva la granița cu România, Eichmann, tronând la Budapesta, a organizat în 2 săptămâni stigmatizarea, adunarea evreilor, deportarea lor la Auschwitz și exterminarea lor. În 2 săptămâni, în mai-iunie 1944, a fost cea mai rapidă exterminare din istoria omenirii. Și într-adevăr, numai 10% din 120.000
de evrei s-au mai întors acasă. El a avut norocul să scape pentru că a fost arestat și reținut pentru activități comuniste. Iată, activitățile comuniste pot fi câteodată și benefice. Și a avut, ca și Paul Celan, un guilt complex, un complex de vinovăție față de toată familia lui care a dispărut pe coșurile de fum. Este o carte subțire, are mai puțin de 90 de pagini, dar este tăioasă ca un brici. Așa că vă recomand să o citiți. Despre cartea lui Paul Johnson, câteva cuvinte. Este un celebru istoric britanic. Alte cărți ale lui au făcut de asemenea carieră. Eu am citit-o în urmă cu 20 de ani în engleză, dar acum vreau să laud editura pentru modul foarte profesionist în care a editat-o, în traducerea Irinei Corea, redactor Mona Antohi, cu o prevedere a modului de transliterare a cuvintelor și termenilor evreiești făcută de colega mea Măriuca Stanciu de la Centrul de Studii Ebraice. Este o carte foarte bine editată. E o carte pe care iese în bibliografia obligatorie a studenților mei. Ca atare vă recomand și din această perspectivă. Evreii au o relație specială cu istoria. Ei și-au sacralizat propria lor istorie, ce altceva este Vechiul Testament. Au un cult al documentului, al arhivei, al mărturiei istorice. Spre deosebire, ca să luăm la pol opus, comunitatea romă, care, datorită faptului că are o cultură orală, o civilizație seminomadă, nu au acest beneficiu și de aceea istoricii romilor au mari probleme să refacă istoria romilor. La evrei e invers, nu trebuie să cauți documente, trebuie să le selectezi, trebuie să excluzi. Probabil că Paul Johnson i-a citit cumva cărțile lui ideatic, evident, lui Lucian Boia, pentru că a înțeles că o istorie este subiectivă, pentru că trebuie să decupezi din imensa țesătură a faptelor și datelor anumite bucăți de pânză pentru a croi apoi o haină, un veșmânt rezonabil, verosimil, dar subiectiv până la urmă. De aceea își numește cartea, nu din modestie, ci din inteligență, o istoria evreilor și nu istoria evreilor. Totuși o carte care nu este lipsită de unele greșeli sau de abordări inadecvate. Am să vă dau un exemplu. Vorbim despre români în epoca Holocaustului sau înainte și în timpul Holocaustului. El preia o formulă rapidă și confortabilă, spunând românii au fost mai antisemiți ca austriecii și austriecii mai antisemiți decât nemții. O formulă clișeistică, o are și Hannah Arendt în Eichmann la Ierusalim. Nu sunt de acord cu acest tip de ierarhizări și globalizări. Nu e cuantificabil la nivel de națiune antisemitismul. Nu putem face
ierarhizări de tip locul 1, locul 2 și locul 3, medalia de bronz în antisemitism, așa cum o facem la alpinism. De regulă, istoria evreilor e scrisă de evrei. Nu și de data aceasta. Și sunt unele avantaje, un anumit tip de obiectivitate, mai puțină etnocrație. Ideea de a nu suprapune, de a nu face din istoria evreilor o istorie a antisemitismului. În bună măsură, aceste două istorii se suprapun, dar nu în totalitate. Și Paul Johnson nu uită să sublinieze caracterele pozitive, creative ale iudaismului și ale istoriei evreilor. Cum vă spuneam, așa cum o recomand studenților mei, vă recomand și dumneavoastră, e o carte serioasă pe care poți să pui bază și are rezolvări extrem de interesante. Mulțumesc! Bună ziua, domnilor și domnilor! Nu poți decât saluta un eveniment intelectual de acest calibru, traducerea unei sume, această istorie exemplară a evreilor, sub semnătura lui Paul Johnson, care are foarte mulți fani în publicul cultivat din țara noastră. Mă declar eu însumi un johnsonist impenitent. Nu am ratat niciuna dintre traduceri, pentru că, într-adevăr, își pune la bătaie inteligența, spiritul catolic, luați etimologic această vocabulă, și umorul englezesc într-un mix în care te seduce și care te educă și îți corectează, ca și în acest caz, foarte multe prejudecăți. Ce spunea Andrei Oișteanu e just, și în măsura în care el, ca britanic și catolic, a scris de altfel și o biografie a lui Iisus Hristos, abordează acest subiect hipersensibil, omniprezent, inconturnabil, nu? Locul evreilor în istorie, și pleacă de la o afirmație din carte absolut logică, și anume că universalismul este implicit în monoteism. Evreii sunt fascinanți pentru că sunt singura seminție antică încă prezentă pe scena istoriei, pentru că sunt singura seminție orientală care a fecundat toată istoria Occidentului, redefinind-o prin opoziție internă. Evreul este, dacă vreți, o ilustrare a ceea ce aș numi alteritatea intrinsecă a Occidentului. De asta și astăzi, în peisajul tumultuos al Orientului Mijlociu, considerăm Israelul ca pe singurul exemplu de democrație funcțională, pentru că și într-o lectură a răgur, ei sunt singura, avampostul civilizației occidentale într-o lume unde democrația începe să se dizolve în altceva. De aceea cred că perspectiva mai degrabă pozitivă pe care o are autorul Paul Johnson asupra acestor patru milenii de istorie ebraică este o bună pedagogie în tratarea antisemitismului ca maladie spirituală și totodată pentru orice european o oglindă în care vede cum păstrătorul ideii monoteiste, poporul ales, bușit în toate felurile de niște vicisitudini istorice incomparabile, reușește să supraviețuiască, să se integreze în ansamblul contextelor civilizaționale creștine, să intre într-un dialog foarte interesant între propria scriptură sacră, Tora, Nevimu, Ketuvim, corpusul Vechiului Testament, și noul mesianism creștin. Trebuie să ne aducem aminte, și nu vreau să mă lungesc cu prea multe detalii istorice, dar trebuie să ne aducem aminte că propria noastră religie, propriul nostru orizont, cel al Christianitas, este un dar al acestui popor ales. Eu sunt șocat, ca om care are un vag background teologic, când constat inerția
fără îndoială stupidă, a unor clișee antisemite în medii teologale sau altele. Cum să te revolți împotriva propriului tău Dumnezeu? Iisus Hristos, după natura lui umană și după descendența, după genealogia lui, bine consemnată în Evangheliile sinoptice, este evreu. Și tehnic este evreu pentru că și mama lui, Fecioara Maria, este cât se poate de evreică. Pavel, care este universalizatorul ideii monoteiste, cel prin care orizontul îngust al sinagogii devine orizontul nemărginit, practic, al mesajului creștin universal, a fost și el cât se poate de rabinic ca personalitate, ca formare, ca parcurs și cât se poate de evreu ca mentalitate. Deci trebuie să asumăm această genealogie comună, să vorbim în, la nivel european de o civilizație iudeo-creștină fără niciun complex și să participăm la dialogul până la urmă democratic dintre cele două monoteisme, singurele care s-au acomodat cu democrația, repet. Nu e o afirmație implicit islamofobă, dar e o constatare de ordin istoric. Numai iudaismul și creștinismul au reușit până la urmă să cultive persoana umană cu demnitatea ei și totodată un tip de societate în care libertatea este ceva substanțial, ceva pentru care merită să trăiești. Paul Johnson face totuși o imensă performanță, pentru că chiar și în 700 de pagini e greu să comprim atâta istorie. Face un inventar aproape exhaustiv al contribuțiilor evreiești la civilizația și cultura occidentală pe țări, face o foarte bună periodizare a istoriei evreilor. Veți vedea că fiecare etichetă cu care numește câte o epocă este chintesențială, reușește perfect să rezume ce se află în interiorul acelei epoci, îi surprinde particularitatea majoră. Deci vă recomand această lectură indispensabilă în parcursul nostru educativ, vă recomand și cititorilor mai tineri, pentru că e o marfă rară. Avem numai clișee despre evrei, le cunoaștem prea puțin tradiția și prin această carte avem privilegiul de a arunca un ochi, o privire empatică, solidară și totodată obiectivă și respectoasă cu argumentele istorice în ograda acestui popor ales care, așa cum spuneam într-o recenzie care va apărea în curând la această carte, este de fapt metafora unei umanități alese. Vă mulțumesc! Eu voi vorbi recumpănitor despre cartea lui Imre Tot, A fi evreu după Holocaust. Am să vă spun de la bun început că relația mea cu autorul acestei cărți este din fericire pentru mine, biografia mea a fost una privilegiată. Este primul om, era profesor în anii 1960, eram student la Facultatea de Filozofie, peisajul profesoral era sinus. Materiile care se predau erau cele pe care le imaginați, socialiști științific, materialism dialectic și istorică, se numeau și altele de genul ăsta. În programă erau, din fericire, strecurate și două cursuri din tradiția umanismului european. Era un curs de istoria literaturii și artei, universale, 2 ani de zile, pe care îl ținea Zoe Dumitrescu Bușulenga, care vorbea totdeauna inspirat, cu privirea aruncată undeva în diagonală, în colțul amfiteatrului mare de la drept. Și al doilea personaj care mă spăla și mă spăla de ceea ce trebuia să aud în jur, a fost Imre Tot.
El predea istoria științelor, a matematicii, însă o făcea printr-o incursiune în istoria filozofiei din perspectiva științelor, în măsură în care științele erau absorbite în filozofie în antichitate și apoi o vreme până când și-au câștigat autonomie. Personajul este important și totdeauna trebuie să știm că atunci când noi suntem contaminați spiritual, lucrul ăsta nu se poate face decât printr-o întrupare. Numai atunci când cunoști față către față un om, un spirit, numai atunci el te pătrunde, pentru că orice amprentă se pune cu un alai de ticuri, de gesturi, de priviri, de imagine vie a unui personaj. Trebuie să vibrezi în spațiul de umanitate al celuilalt ca să poți prelua idei de lui. Atunci când am scris Dragul meu turnător, o carte în care îmi tălmăceam dosarul de la Securitate, capitolul axial al cărții îi era dedicat lui Imre Tot. Tocmai pentru că intrarea mea în dosar a depins și de întâlnirea cu el, deschiderea unui dosar. Și făceam acolo portretul. Am reluat acel capitol ca introducere la prima carte pe care am publicat-o după 2000, Peter Vard din Dialog cu Imre Tot, În viață sunt lucruri care nu se fac și care totuși se fac, și care este o carte splendidă, nu știu dacă simpla exprimarea unei admirații sau al iubiri pentru o carte venită din partea mea vă poate convinge să o citiți. Dar eu aproape vă implor să o citiți. Toate cărțile despre care vorbesc, nu vorbesc decât despre cărți în care cred. Și atunci când vă propun o carte, credeți-mă că o fac fără urmă de calcul sau de ipocrizie. Cartea asta e importantă. Eu l-am publicat pe Imre Tot în amintirea a ceea ce am trăit cu el în anii aceia 60 și pe urmă în amintirea rolului pe care l-a jucat în viața mea, în măsura în care mi-a deschis, trimițându-mi un formulare pentru o bursă de AD, Poarta Occidentului, fără el n-aș fi făcut acest pas în afară și viața mea ar fi arătat altfel, a fost prima persoană care m-a amprentat cumva. Ei bine, ca să vă dați seama cam despre ce om este vorba și ca pe urmă să înțelegem ce spune în cartea asta despre care vă voi vorbi, o să vă rog să-mi permiteți să vă creionez portretul lui din două fragmentele pe care le extrag din capitolul pe care l-am dedicat și care se numește Un umanist florentin rătăcit în secolul 20. Vă spun cum a arătat întâlnirea mea cu el când eram student în anul 2. Văd și acum culoarele frumos mozaicate ale Facultății de Drept și Filozofie, pe care cu un mers deopotrivă țeapăn și delicat, purtând întotdeauna papion vișiniu putred, la începutul anilor 60, asta era o crimă care echivala cu portul pălării în anii 50, și îmbrăcat cu un sacou când gripoavră, când bleu marin, apărea la curs Imre Tot. Intra în amfiteatrul mare Dimitrie Cantemir, dar nu urca niciodată pe podiumul catedrei, ci executând un dute vino neîntrerupt pe toată lățimea sării, în spațiu rămas liber între primul șir de bănci și podium, plonja direct într-un discurs care curgea vreme de 50 de minute ca apa unui râu liniștit. Rotunja vocalele după modelul limbii hune, așa îi plăcea să numească, cu o ironie drăgăstoasă, maghiara, care era limba lui maternă, din când în când, părând că iese din propria transă, arunca pieziși și complice câte o privire către suta de studenți răspândiți în semicentrul sălii și care auzeau pentru prima oară numele lui Pico de la Mirandola, a lui Marsilio Ficino, a lui Luca Pacioli sau a lui Hippias din Elis, precum și un fel de a vorbi din care disperuseră cu desăvârșire poncifele tuturor materiilor infame care se predau în anii 60 la București sub numele de filozofie. Era frumos. Petru Creția, evocându-l în prefața Palimpsestului, cartea pe care i-am publicat-o prima în Humanitas, în 1995, spune că semăna bine cu actorul Paul Newman, un oval perfect al capului,
fruntea înaltă, nasul bine alungit, buzele arcuite și pline. Aveam privirea albastru verzuie, un permanent licăr straniu. Te fixa când și când, în timp ce vorbea, vrând parcă să te facă atent la subînțelesuri și la marile volute ale spuselor lui. Logoreic, te prindea și te prelua minute și minute în șir, de obicei în mijlocul camerei, de unde nu te mai puteai desprinde, în fluxul vorbirii sale, ținând tot timpul în mâna stângă o pipă. În Frankfurt, când ne plimbam, se opream în fața celor mai luxoase magazine de tabac, ținându-mi mici prelegeri despre calitățile lemnului sardinian și cipriot din care erau făcute pipele din vitrină. Cu mâna dreaptă gesticula expresiv, rămânând pentru câteva secunde cu degele întoarse în aer în cele mai ciudate și elegante poziții. Totul în el concura la întruchiparea unui dandy, al idealului bodlerian de bărbat împlinit. Se poate imagina lesne un dandy tânăr, evreu, ungur, ilegalist, comunist. Dar foarte greu unul care, după ce ai lui preluaseră puterea, trebuia să devină activist de partid. Imre era nobil prin fiecare ființă, fibra ființei sale. Aducea când a prins Florentin, când a umanist olandez portretizat de Holbein, când a aristocrat care, întors de la vânătoare, întinde mâna încă înmănușată după cupa de șampanie. Însă ar fost imposibil să-l imaginezi ținând un discurs în fața maselor proletare dintr-o uzină. Nu-i de mirare că rugat să coboare din camera de hotel la prima ședință de partid a tovarășilor săi intrați în legalitate după 45, a răspuns că vine după ce se va termina ceacona lui Bach pe care tocmai o asculta la radio. Pardon. Am ținut să vă citesc portretul ăsta ca să știți despre cine vorbim. Cartea asta, A fi evreu după Holocaust, reprezintă o conferință pe care a ținut-o în 1997 la Torino și care, din lecturile mele, este cea mai înaltă meditație despre problema evrească și antisemitism. Vă spun din cărțile pe care am apucat să le citesc pe tema asta. Ea are o construcție foarte clară. Este construită more geometrico, adică are premize și decurgerile firești sunt făcute cu eleganța și cu calitățile de scriitor ale unui mare eseist. Întrebarea primă pe care o pune cartea este ce înseamnă a fi evreu. Dacă e vorba să vorbim despre ce înseamnă a fi evreu de Holocaust, să vorbim mai întâi despre ce înseamnă a fi evreu. Pentru că toți ne punem întrebarea asta când ne întâlnim cu fenomenul în sine. Ne spunem, dar ce fel de popor e un popor care n-are patrie? Ce fel de popor este un popor care nu poate fi identificat după proprietățile obișnuite prin care desemnăm orice seminție? Ei bine, unde tot răspunde așa. Evreii au o patrie, numai că patria lor se numește Europa. Dat fiind că au trăit condiția de privegie dintr-o țară în alta a Europei, patria lor a devenit de-a lungul secolelor și s-a centralizat în Europa. Patria poporului evreu este Europa. Ce rol au jucat evreii ca cetățeni ai Europei? Au jucat, spune el, un rol unic, pe care nimeni nu l-a îndeplinit cu un asemenea succes. Rolul de mediatori. Au fost agenți al lui Comercium, al lui Negocium și al lui Speculatio. Un mediator este un om care unește și umblă între entități diferite, el nu mai având stabilitate în măsura în care joacă rolul până la cap. În ce măsură mediatorul a funcționat pe acești trei parametri? Negocium, comercium și speculatio. Evreii, spune Imre, au fost într-adevăr comercianți. Au mișcat bunuri materiale, dar au mișcat simultan bunurile spirituale ale lumii.
trecând dintr-o țară în alta, erau agenții spiritului și reușeau să treacă dintr-o graniță în alta, ceea ce se petrecea fără ei doar într-o graniță anume ar fi rămas să petreacă. Practicau negoțium. Negoțium, poate știți, este opusul lui oțium, adică al liniștii sedentare, care te face să-ți vezi liniștit de treabă. Oțiumul este o condiție esențială a intrării în condiția metafizică, de pildă. Adică trebuie să ajungi la o serenitate anume și la o desprindere de orice activitate practică pentru ca să poți să gândești pe cont propriu. Ei bine, evreii, în măsura în care au fost agenția lui Negoțium, au fost personajele care au reușit să încheie tratate, să negocieze, nu numai să facă negoțul, așa cum un comerț însemna nu numai a face comerț cu bunuri, ci a face și comerț cu bunuri spirituale. A face negoț înseamnă a avea capacitatea de a împăca părți. Și au făcut-o cu linia asta pe succes. Iar speculatio a însemnat, desigur, speculație în marginea banilor, a bunurilor, dar și în marginea spiritului. Toate aceste trei calități i-au consacrat în rolul de mediator. Mediator fiind și neavând o patrie desemnată între granițe anume și devenind cetățenii incerți ai unei Europe care nu era construită, care avea identitatea spirituală, dar nu una politică, au creat antisemitismul. Tocmai pentru că, în clipa în care nu erau identificabili cu o pecete anume de națiune într-o țară sau alta, și în măsura în care asimilați fiind, erau bănuiți în continuare a rămâne evrei, altceva decât spanioli sau olandezi sau așa mai departe, urmarea a fost că identitatea lor europeană a născut dinăuntru fiecarei regiuni a Europei antisemitismul. Și acum, teza lui Imre Todt, care era hegelian de informație, cu alte cuvinte, vedea istoria spiritului ca un mers contradictoriu de afirmații și negații succesive, urmarea este că antisemitismul, și aceasta este teza originală și eu n-am întâlnit-o niciodată în literatura cu pricina, antisemitismul face parte din dimensiunea spirituală a Europei. Cu toții suntem, vrem, nu vrem, antisemiți. Asta este teza lui Imre. În măsura în care noi suntem confinați de o națiune, ne comportăm față de o populație, de o seminție care reprezintă Europa viitoare, nenăscută, devenim antisemiți în măsura în care ne șochează prezența unui personaj care e mai mult decât un neam sau altul, decât cetățeanul unei țări sau alteia. Așadar, prefigurând tot timpul Europa unită și Occidentul ca țară unică, au născut din lăuntru fiecărei țări atitudinea de respingere. Asta este sursa antisemitismului sau esența antisemitismului, așa cum o înțelege Imre Todt. Și el spune, e o dimensiune proprie gândirii occidentale, la fel de organică precum ideile de demnitate umană, de libertate a gândirii și a cuvântului, de democrație sau de dreptate socială. Ne place sau nu, trăim în spiritualitatea europeană cu toate aceste trăsături, inclusiv cu cea a antisemitismului. Urmarea. Periodic de-a lungul istoriei Europei a apărut ideea că trebuie terminat odată cu acest tip de uman care nu are identitate națională clară. În măsura în care Europa nu exista ca unitate politică, nici federalizată, nici altcum, a apărut ideea necesității distrugerii acestui personaj mediator și omniprezent. Antisemitismul, spune Imre Todt, a fost o orație continuă, a fost un discurs continuu al istoriei Europei. Dar cu rezultate de fiecare dată mediocre. Se mai făcea un pogrom,
se mai atingeau niște cote mai mari sau mai mici de distrugere, furia se declanșa o clipă, mai erau dați afară, dintr-o țară sau alta, mai aveau nevoie de un război principii lumii, ai momentului, un rege vrea să-și înceapă războiul, le confisca averile și dădea afară, și așa mai departe. Toate acestea erau însoțite de persecuții, pogromuri, la un moment dat, cel din secolul XVII, care am vorbit adineaur când am prezentat cartea lui Cornea, era un punct de culminație, dar niciunul dintre ăsta n-au reușit să facă mare lucru. Necesitatea eliminării evreilor din viața Europei nu a reușit. Până la Hitler. Și aici, vă spun, construcția eseului este năucitoare ca originalitate. Cea mai mare armată pe care a avut-o omenirea vreodată, cea nazistă, a pierdut războiul cu aliații. În schimb, l-a câștigat cu evrei. Teza lui Imre este că Hitler a reușit cu adevărat să-i alunge definitiv pe evrei din Europa. Și că i-a eliminat urtujul. Și că Germania de astăzi, vidată de evrei, este o prezență absenței. Imre a predat de-a lungul vieții, în ultima parte a vieții lui, a predat în Germania. Și o cunoaște bine. Ori făcând asta, scoțându-și în afara granițelor, izgonându-i, nimicindu-i, împuținându-i elementul de fervoare spirituală și de mediere, Europa, spune Imre, a reușit, Imre tot, să se sinucidă. Holocaustul, de fapt, a fost modul Europei de a se sinucide. A fost elementul negativ care, în mersul istoriei spiritului, a câștigat o vreme bătălia. Ce înseamnă a fi evreu după Holocaust? Înseamnă, spune el apropo de sindromul post-traumatic, ce a însemnat? A însemnat a trăi în prezent cu propriul tău trecut în mod obsesiv. Sindromul post-traumatic este exact asta. Un om nu se mai poate desprinde de un eveniment din trecutul lui. Și faptul că în toate familiile evreiești de după război au dispărut fără urmă cei mai apropiați oameni, a dat naștere acestui fenomen. A trăi în mod obsesiv cu propriul tău trecut. A fi evreu după Holocaust înseamnă asta. Asta este cartea lui Imre Tot, care a fost o conferință ținută la Torino. Acum, despre Paul Johnson, vreau să vă spun doar două, trei cuvinte. Paul Johnson a dat un interviu în urmă cu 2-3 ani, în care povestește cum s-a organizat existența de intelectual. A scris până pe la 60 de ani cărți impresionante, cărămizi, lucrări fundamentale. Și ne citește istoria Europei moderne a lui, citește una dintre cele mai frumoase cărți de istorie. Harul lui este că poate să spună lucrurile plicticoase în forma cea mai frumoasă. Nimic nu e plicticos dacă ai atins de Paul Johnson. Și istoria, în primul rând, nu e plicticoasă povestită de el. Este un mare scriitor. Și și-a consumat acmeul creator în cărți de proporții de genul ăsta. Asta, istoria evreilor, istoria Americii, istoria Europei moderne, care... Cam astea sunt cele mari. Intelectuali, mulțumesc. Carte fascinantă. Dacă vreți să vă scârbiți de intelectual, știți intelectual. Să vedeți, dar mocirlă mai mare decât în viața intelectualilor, greu de găsit. No. E o exagerare, pentru că dacă s-ar fi ocupat și de alții decât de intelectuali, ar fi obținut același rezultat. Minus operele. Da. Deci scormonirea, în general, în biografiile oamenilor, nu duce la sublim, ci la abjecție. Intelectual e o carte fascinantă, cum se poate crea o cele mai mari splendori ale omenirii dinăuntru unor grozăvii ca viețile lor. E prima carte pe care am publicat-o la Humanita Salut. Johnson spune în interviul pe care vorbeam că la un moment dat s-a plictisit.
a obosit. E foarte greu să poți duce la capăt un traseu de genul ăsta. Să scrii o carte care privește două secole de istorie, de pildă, un proiect care te zdrobește. Să scrii o carte despre istoria evreilor, un proiect care te zdrobește. Și a trecut la cărțile mici, unde iarăși a dat o măsură, acolo este absolut șarmant. Nu se înțelege cum anume și-a ales subiectele. De ce Stalin și Iisus? De ce Churchill și Mozart? Toate astea au apărut. Fiecare e un cântar. Da? Ăsta e personajul. Are în clipa de față, poate, 90 de ani. Continuă să scrie pe dimensiuni de 60 până la 100 de pagini și să creeze perle de genul ăsta. Aici aveți pe semne, în afară de istoria Americii, care n-am apucat să o traducem, aveți mari greutăți. Și acum, în încheiere, dați-mi voie să vă spun care sunt opțiunile mele din titlurile Humanitas de la acest lucru. Le am în față. Cred că cel mai important eveniment cultural de la acest târg este ediția Ezra Pound. De ce? În primul rând, ea este tradusă de... are o traducere excepțională. Vă dați seama ce miză înseamnă traducerea unui poet. Care e miza care se pune în cazul traducerii unui poet? E făcută de Mircea Ivănescu și majoritar de Radu Vancu, conferențiar la Facultatea de engleză de la, de filologie de la Sibiu. Evenimentul este că e ediție Horia Patapievici, care, așa cum Andrei Cornea nu încetează să mă uimească, mă aștept să scrie mâine un volum de poezii și să vină cu el la editură să aflăm că avem și un mare poet, cum a făcut cu romanul, nu mă mir că Horia Patapievici, fizician de meserie, devenit filozof prin preocupările ulterioare, era un hermeneu de poezie și în speță de Ezra Pound. Are în clipa de față cea mai mare bibliotecă Ezra Pound din România. A lucrat 3 ani de zile ca să facă comentariile și cronologia comentată a acestui volum. Este un monument de cultură. O dată care marchează. Al doilea eveniment cultural formidabil, mi se pare că este apariția acestor 3 volume, nu le am toate aici, asta e volumul ultim, a apărut acum, celelalte au apărut în ultimul an. Toate faptele astea sunt prodigii. De faptul că Lucian Boia, după ce scrie în 5-6 luni în o carte, mai are timp și să îngrijească o ediție de 1500 de pagini, iarăși, mă depășește. Mă uitam la lansarea care a avut loc înainte, exact cu jurnalul, și vorbea traducătoarea, doamna Anca Bărbulescu, care e o ființă delicată și care, cred, cântărește mai puțin decât astea 3 cărți, volume pe care le-a tradus. Iarăși, le pui alături, nu înțelegi cum un filicel de om a putut traduce 1500 de pagini într-un an. Carte importantă, iarăși, este revenirea asupra ediției Blaga a lui Faust, din Faust. Este ilustrată cu ilustrațiile ediției originale germane și e scoasă în condiții splendide. Noi, ca să întreba totdeauna unde a putut un scriitor de popularitatea lui Goethe să fie confiscat de academici, să facă lumea să creadă că numai specialiștii și savanții citesc pe unul dintre cei mai fascinanți și populari scriitori ai omenirii. Carte importantă este cea care face pandant cu cele mai frumoase povestiri din Biblie, de data asta cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică, făcută de aceeași echipă a profesoarilor de la clasice, Monica Broșteanu și Francisca Băltăceanu. Le aveți în bibliotecă, cu astea două ați rezolvat Biblia, pe care nu o citește nimeni de-a fi rău. Sau o citește de-a lungul vieții, dar uită ce a citit înainte. Revenirea lui, după un sindrom post-traumatic, a lui Horia Patapievici, care, după traumele pe care, sociale pe care le-a cunoscut în ultimii ani,
legat de dorința lui de a construi în spațiu instituțional prin ICR șocul pe care l-a trăit după năruirea unei opere pe care a ridicat-o 7 ani, n-a mai scris o vreme, nu? N-a mai publicat. Cred că n-a mai publicat de prin 2005 nicio carte nouă. Asta este revenirea lui cu partea nevăzută Deci de totul, pe care am lansat-o ieri. Vreau să o pătesc alături de Pleșu, Cornea și Zografii. Cel mai, între cei mai buni, este Institutul Cultural Român. Și închei spunându-vă că sunt foarte încântat că a apărut cartea lui Robert Cagan, este soțul doamnei Victoria Nuland, pe care l-aș numi un fel de Lucian Boia al americanilor. Deci felul în care prezintă el lumea clădită de America, deci felul în care prezintă lumii propria lui țară, este încântător. Absolut încântător. Bun. Orice pasaj, orice pagină deschis este... n-are nimic de laudă enormă de sine a Americii în fața omenirii, dimpotrivă, e o privire făcută cu umor, cu ironie, dar și cu dreptate, o carte care merită citită pentru cei care nu vor să cadă în capcana stupidă a anti-americanismului. Vă mulțumesc, asta a fost pentru mine târgul de carte Bookfest de anul acesta. Și închei spunându-vă că patrimoniul editurii Humanitas, așa cum am auzit că el s-a născut pe, din patrimoniul editurii politice, prostie mai mare n-am auzit niciodată. De ce? Pentru că trebuie să stabilim exact care e patrimoniul unei edituri. Și e bine să știți. Patrimoniul unei edituri nu stă în cele 50 de scaune răpănoase pe care le-am găsit acolo, în 2 covoare deșirate, într-o masă de postav unde se țineau ședințele de partid, exorcismele, în editura politică. Sediul nu era al lor, îl plătim cu 12.000 de euro. Să știți că limba noastră, care se deteriorează văzând cu ochii, va termina prin a ne lichida pe toți. Deci, în chestia cu K, n-am crezut niciodată. Dar am început să mă pâlbui la... să nu cumva să spun... aș vrea să aud și prima oară n-am auzit 12 fete. Dar bănuiesc că va veni și asta. Așadar, 12.000 de euro e chiria pentru sediu. Nu avem nimic patrimonial fizic. O editură n-are patrimoniu în material. Deși, când ajungi la o forță economică personală, poți să-ți cumperi sedii somptoase, cum au marile edituri din lume. Nu e cazul nostru. Patrimoniul ăsta. Și cred că suprema onoare pentru un intelectual astăzi este, o spun cu tot orgoliu de rigoare, este să fie înălțat pe friza Humanitas. Dacă s-ar putea cumva cântări spiritul din creierile acestor oameni, cred că am obține ceva și din bogăția actuală a României. Vă mulțumesc!